Din taxa pentru ocuparea domeniului public cu terase, municipalitatea a încasat 232.470 de lei, cu aproape 80.000 de lei mai mult decât în perioada similară a anului trecut, când au fost eliberate 86 de avize. De asemenea, inspectorii acestui serviciu au aplicat 15 amenzi pentru amplasarea teraselor fără avizul sau plata taxei de ocupare și fără respectarea condițiilor prevăzute de municipalitate. Serviciul de resort al municipalității a emis un număr de 106 avize pentru amplasarea de terase sezoniere în municipiul Sibiu. E vorba de terase amplasate atât în centru, dar și în restul orașului. Atragem atenția pe această cale proprietarilor de terase că trebuie să respecte regulamentul aprobat prin Consiliul Local referitor la mobilierul teraselor sezoniere, dar și referitor la programul acestora de funcționare, pentru că dorim ca centrul istoric al Sibiului să arate ordonat și să fie plăcut și estetic.